Și mergem un pic în Ucraina, unde gruparea Anonymous a accesat camerele video de la Kremlin și a difuzat imagini din incintă. Nu ne vom opri până când nu vom dezvălui toate secretele tale. Nu ne vei putea opri. Acum suntem în interiorul castelului Kremlin. A fost mesajul grupului de hacker transmis chiar președintelui Vladimir Putin. Că de la începutul lunii martie, gruparea a început să acceseze camere video din Rusia. Numărul a atins ordinul sutelor. Motivul pentru care se recurge la aceste atacuri cibernetice a fost și explicat. Hackerii Anonymous vor ca rușii să știe adevărul despre războiul din Ucraina. Ba mai mult, ei au precizat că fluxurile de transmisiuni live de la Kremlin vor fi distribuite autorităților de la Kiev pentru a le ajuta să afle viitoarele mișcări ale Rusiei.